Ieri, ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și cu alte oficialități județene, a efectuat o vizită de lucru în stațiile CFR Simeria și Deva cu scopul de a evalua stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii de cale ferată, incluse în proiectul de reabilitare a tronsonului Simeria-Gura-Sada de 41 de kilometri, parte componentă a coridorului 4 pan-european. Acest tronson, cu mici excepții, va fi finalizat anul acesta, a declarat ministrul. Undeva, probabil, martie-aprilie, va fi inaugurat acest tronson, așa cum se spunea, ajungându-se la kilometri, la viteza maximă de circulație, undeva la 160 de kilometri. Toate aceste tronsoane care merg spre Arad, de asemenea, o parte dintre ele vor fi finalizate pe parcursul acestui an. Partea cealaltă, tot așa, la începutul anului viitor, toate sunt undeva 70, 80, 90% în acest moment când vorbim. Și e foarte important că undeva de la doua jumătate anului viitor se va circula cu viteză 160 de kilometri de la Curtici până după Simeria, până spre Sighișoara. Cât despre gara din Deva, ministrul Grindeanu a dat asigurări că stația din reședința de județ nu va dispărea, doar că va fi reabilitată și modernizată parțial, respectiv doar zona rămasă în proprietatea CFR, cealaltă zonă fiind proprietate privată.